Aș vrea să-mi spuneți foarte pe scurt opinia dumneavoastră pe un subiect foarte controversat, dar care leagă infrastructura de administrație și de privat, situația ride-sharing. Dragule, eu am scris. E o golăneală, deși din poziția în care să n-ar trebui să folosesc o astfel de expresie. Am scris mult. Într-o economie de piață, statul nu are ce să interfereze, să intre cu bocance și să legifereze. Și mai ales când vorbim de servicii. Trebuie să existe competiție. Deci nu putem crea servicii de monopol unor companii care ca mentalitate și ca flotă sunt în secolul trecut. E un calcul greșit a firmelor de taxi care fac evaziune fiscală la greu, majoritatea dintre ele, dar care s-au dovedit în timp a fi cărăuși de voturi și de bani negri, își fac următorul calcul. Bă, dacă închidem pe ăștia de la Uber, Taxify sau Clever, iar îți spun, n-o fac în nume personal, că eu în viața vieților mele eu n-am urcat într-un Uber, că eu sunt conservator, tocmai ce spuneam, în egală măsură, cred că de vreo 10 ani n-am mai urcat nici într-un taxi. Calculul lor greșit a companiilor de taxi a fost, bă, dacă îi închidem pe ăștia, o să migreze la noi mușterii. Nu, mă, haștajiștii, corporatiștii să-i piși cu ceară, că nu se urcă într-un taxi în care miroase a ce vrei tu, a țigara nespălată, nu știu ce, în care te mai ia și ăla la mișto sau fratele meu, sau te înțeapă la tarif și spune maimuța și ți-a 1 000 000 de lei pe 500 de metri. Ăia știi ce au făcut? Haștajiștii care a doua zi n-au mai avut acces la Uber și au scos mașinile. Consecința, cu 20% a crescut numărul mașinilor în trafic în București. Înseamnă nervi, timp pierdut, poluare. Asta a câștigat Bucureștiul.